Bună, dragilor! Astăzi este 1 iunie, ziua copiilor. Așa că vreau să zic la toți, la mulți ani. Nu am filmat absolut nimic toată ziua. Este la seară, cred că undeva 7 seara. Am aici un mic bebeluș care face dezastru. De asta e așa mare călătii. Ușor, mami, bine că zâma plastice, nu poate să le spargă. Stai eu scaunul de aici. Ai, Jali, ce să vă arăt? Ne-am pus încălzim mâncarea. Avem un fripturică de pui aici. Nu știu dacă se vede. Ne-a dus mama pui de casă. Am făcut-o aseară fripturică, dar n-am mâncat-o. Așa că în seara asta, asta vom mânca și am pus să fac o friguță. Aoleu! Dar a scăpat la dulapuri și au scos tot. Hai să vă povestesc ce am făcut astăzi. Așa mare, oi, nu eram să cad. Ne-am trezit, am plecat în oraș, am dat niște prăjituri, sărbători în ziua copilului. Am plecat la socri, am mâncat toți, iar după aia eu am fost knockout. Asta micu a dormit în zi cu Mihai. Și imediat după el m-am băgat și am pas și am dormit și vreo 2 ore. Când am ajuns la socri, eram cam fără energie, așa, chiar dacă am mâncat la ei, eram tot fără energie. După ce m-am trezit, mă înturuia gura, nu mai opream așa și acum, aș vorbi în continuu, în continuu. A fost benefic somnul ăla de amiază. Cristian se bagă la dulap cu totul. Mami? Mami, dar de ce te bagi acolo? Cel mai noroc e că majoritatea chestiilor de acolo sunt de plastic. Că altfel ar fi dezastru. Cam asta am făcut în episodul de azi, acum am venit la pluc. Am zis că am pus să încălzim friptura de pui. Facem un liguț, să mâncăm. Stau în par, ne relaxăm, mai uitam la televizor. Televizor, nici nu mă înțeleg cu televizorul ăsta, cu canalele astea românești. Nu mai reclame, nu mă prostii, nu mai tâmpeni. Nu găsește o emisiune bună. Nu știu la ce oră să dau emisiunile bune sau pe ce canale, dar eu nu găsesc nimica bun. Nici un film bun nu găsesc. Nu-mi place absolut nimic. M-am sutura de reclame și de vaccin și de toate nebunile care le spune acolo și de pro-vaccinare și etică. O să vă mai filmez la mâine, pentru că astăzi nu am filmat nimic și nu știu dacă o să filmez ceva în seara asta. Nu plecând nicăieri, ne făcând nimic special, nu cred. Cam asta pentru moment, vedem mai acolo. Asta e numai oftură și jumate. Mama, adică e aproape gata? Frepturica făcută din Mihai. Muzdei faci, mama? Da, ce faci voi? Dar ce faci cu usturoiul ăsta? Ăsta o să pun în carne. Ce faceți, mami? De ce ești plângăcios așa? Eu ce-o făcut, iubire? Uite ce-o făcut aici. Poate la bunica. Vine mamaia asta și... La mamaia. De la curuleț. După de mamaia ta la curuleț. Ia, vei pe aici? Mi se ții bine, da? Măcar că eu pe aia care o mai rost-o. Ia arată, mamă. Care e Caisa ta rasă de șoricel? Ia! Uite, avem un șoricel care a rost Caisa și a pus-o la loc. Ia să dă una mai mică. Așa, ca să... Dar nu conchiti, dă una mare, mare, mare. O roade. Neam, neam, mucoz mic. Dar cine a dormit aici cu usușorul în mână? Ei, inimioară mică. Și asta te rog, bunica.
respirăm o vita. Ce faceți? Ce să facem? Respirăm aer curat, dar rece. E rece, da. Unde ai plecat, mami? Ia zi. Deci zici oamenilor unde ai plecat? De la mătușelii. Mergi să vezi mătușelii? Bună, dragilor, astăzi este în 2 iunie. Este 10 seara. Acum suntem la Dridiv, la mătușa mea. E la, cred că la maxim 15 km distanță de Făgăraș, județul Brașov. Bebe încerc să-l adorm. De când am ajuns la mătușa, încerc să-l adorm, dar a fost foarte mofturos. Pentru că a văzut oameni noi, a văzut jucării noi, casă nouă, a fost foarte curios să vadă tot ce e în jurul lui. Aoleu, mi se somn. Astăzi n-a fost mai mare lucru decât un pic de pe drum. Hai să vă zic ce am făcut de dimineață, pentru că n-am filmat mare lucru. Dimineața am fost la dentist. După am venit, am dus la bloc, mi-am făcut și eu bagajele. Mihai m-a așteptat cu Cristian cu bagajele făcute ca să plecăm la drum. Pe la 1 și un sfert am plecat de la Tecuci spre Brașov. Pe drum ne-am oprit în Făgăraș, am făcut câteva cumpărături și apoi am ajuns la Dridiv. Ne aștepta verișoara mea, nerăbdătoare. Și de atunci am stat cu mătușa, cu unchiul, cu verișorii, cu Cristian care nu vrea să doarmă. Da, mami. Mami, ești păturică. Puptică goală. Stai un pic să-ți iau pătura, mami. Îți place, mami, acolo? Iuhuu! Ii, căruțul! Dacă n-a luat-o pe Andra, ia la șumuța, Andra. Stai că vreau șumuța, ia șumuța după tine. Iuhuu! Hai, mama! Du-te tu de acolo, mai să-l văd pe el. Ce-i fost, tată? Ne plimbăm cu căruța? Cu căruța? Pe un pune să le gândesc. Dimineața, este 3 iunie. Aseară am încercat să filmez ceva, nu știu dacă o să pun partea aia, pentru că era super întuneric și eram mega obosită. Acum Mihail plimbă pe Cristian cu o căruță dintre asta mică. Ce lui îi place. O să vă mai filmez așa, parcurs câte puțin. Unde ești, mami? Și tati. Hai, borcănel acasă. Ia zi, borcănel a venit la mătușa. Știu că te uzi și tu la vlog, așa că am vrut să facem un ciudu să vii acasă și tu. Să-ți plimb nepotul cu căruța lui mătușta. Borcanelul e vărul meu, pe el cheam de fapt Andrei, dar noi spunem Adi sau Adisă, bine, și porec la Borcanel. Și video-ul ăla l-am filmat pentru el, special, știu că se uite la toate vlogurile. Și vreau să-l fac gelos că el n-are ochi să ajungă acasă de la Paris. Și știu că îi dor să vină și la mătușa sa. Oh, și să ne găsim cu toții.
Sper că o să ne vedem curând, sper, din suflet să ne putem vedea curând. Hai, din căluțul. Nu! Da. Trebuie să fac și o poză. Ia uite la mami Cristian. M-am oprit. Adiți, hai acasă, tată. Hai să vezi tu ce. Mamă, ce mă jucam aici cu Adiță și cu Adelin la Puriaș. Vezi, nu-l duc prea aproape, tată, da? Opa. Știu că avea o poartă acolo sus. Noi așa am pe câmpii încolo, în sus. Brăduțul. Cristian! Cristian! El e curios. Ia uite ce fructe are. Ce stă așa, smochin? Da, mergem în Brașov. Da, mergem la plimbare. Da, atunci o luăm pe râș, nu? Coborâm în poiena Brașov, ce zic? Da. Ia uite câte fructe are ăsta. Da, ok. Doamne. Nu, hai să luăm ăsta. Da, vreți așa să mergem în curtătură, nu? Mergem, mătușă. Ia uitați cât și mai are câțiva dintre ăștia și în fața, ca și în ghiveci mai. Vreau să închid vlogul ăsta aici pentru că nu mai am timp după aia să-l închid. Până data viitoare ne vedem cu bine. Să fiți sănătoși. Vă pup. Pa, pa.